Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată o profeție despre apocalipsă. Seara veți fi pe pământ, iar dimineața veți dispărea sub pământ. Vom vorbi în această expunere despre predicția fericitei Matrona, dar și despre motivele pentru care trebuie să ne gândim la sfârșitul lumii, care se pare că nu este departe. Nu am avut timp să ne îndepărtăm și deoarece exista un alt motiv de îngrijorare cu privire la starea noastră de sănătate și emoțională, și chiar la starea planetei Pământ. Deci în mass media și rețelele de socializare, ei discută în mod activ despre informații legate de sfârșitul lumii. Profeția fericitei Matrona, un sfânt al Bisericii Ortodoxe Ruse, spune că la sfârșitul zilei oamenii vor cădea la pământ, iar la răsăritul soarelui se vor ridica și lumea va fi diferită. Cât de milă mi este de voi, veți trăi până în timpurile cele de pe urmă. Viața va fi tot mai rea și mai rea apăsătoare. Va veni timpul când vi se va pune în față crucea și pâinea, spunându-vă: alegeți. Noi alegem crucea. Noi ne vom ruga, vom lua puțin pământ, vom face cocoloașe, ne vom ruga lui Dumnezeu, le vom mânca și vom fi sătui. Fără de război veți muri cu toți, vor fi multe jertfe, toți morți vor zăcea pe pământ. Și iată ce vă mai spun, seara veți fi cu toții pe pământ la suprafață, iar dimineața, trezindu-vă, toți veți dispărea sub pământ. Fără război merge războiul. Profețiile despre apocalipsa ale fericitei Sfinte Matrona, 1881-1952. Pe parcursul întregii existențe a vieții pe pământ, sfârșitul lumii trebuia să se întâmple de 16 ori. Dar aceasta e doar o cifră oficială. Cea mai globală, în care toată lumea a crezut și chiar a fost, cu privire la apocalipsa din 2012 din profețiile Maya. În acest moment, mulți credincioși cred în sfârșitul lumii ca profeție de lungă durată a lumii, un dezastru natural de la tămăduitorul și tămăduitorul popular, Sfânta Binecuvântată Matrona. Predicția literală a fericitei Sfinte Matrona, pe care au încercat să o descifreze de 100 de ani, a sunat astfel: la sfârșitul zilei toți oamenii vor cădea la pământ, iar la răsărit vor răsări, iar lumea va fi diferită. Și oameni mari așteaptă dureri pe care nu le-au experimentat încă. Și deși cuvintele fericitei Sfinte Matrona nu implică sfârșitul lumii, ele sunt interpretate în moduri diferite. Numerologii, ghicitorii din Cartea Schimbărilor și experții Feng Shui sunt convinși că deja trăim începuturile marilor cataclisme. Astrologii au raportat deja că un corp ceresc a zburat aproape de pământ și a adus cu sine o epidemie care este fatală pentru întreaga omenire sau pur și simplu ne va distruge planeta. E posibil să apară un asteroid gigantic, o erupție de supervulcan sau o explozie puternică solară. Cutremurile sunt de asemenea foarte probabile. Cu toate acestea, mulți cred că forțele cerești vor salva pe toți cei care cred sincer. Credeți sau nu în predicția Matronei depinde de voi. Dar cu siguranță merită să vă gândiți la propria siguranță și să vă schimbați comportamentul de acum încolo. Iată. În ultima vreme, mai mult ca oricând, mulți oameni superstițioși sau pur și simplu iubitori de tot felul de profeții și mituri au început să discute în mod serios dacă civilizația și umanitatea în ansamblu nu se apropie de sfârșit. Principalele dovezi ale susținătorilor sfârșitului lumii indică predicția uneia dintre cele mai faimoase și venerate sfinte din Rusia, care a arătat cum va avea loc și se va configura moartea Pământului. În plus, față de vechea profeție de la un sfânt ortodox, panica oamenilor moderni care cred în venirea apocalipsei se adaugă serios crizei care a izbucnit între Rusia și Uniunea Europeană, asociată cu amenințarea nucleară care ar putea izbucni din conflictul dintre NATO și Rusia. În plus, pe fondul amenințării războiului nuclear, vechile cuvinte ale lui Vanga, care credea de asemenea că un război mondial va începe, au pus paie pe foc, alimentând mai puternic ideea că sfârșitul se apropie. Cu toate acestea, însă, și Federația Rusă a făcut o declarație cu privire la această chestiune. Biserica Ortodoxă, care a anulat sfârșitul lumii, asigurându-i pe toți creștinii că niciuna dintre profeții nu poate fi de încredere. De fapt, biserica a respins cuvintele, deoarece conform regulilor ortodoxiei, clar viziunea nu poate exista. Deci, după cum spun majoritatea alarmiștilor, un alt Armagedon amenință umanitatea. Următorul sfârșit al lumii, conform previziunilor clarvăzătorilor, este aproape. O tragedie teribilă a fost prezisă de unul dintre cei mai renumiți și venerați sfinți din Rusia, Sfânta Matrona, și una dintre cele mai misterioase ghicitoare din secolul al XX-lea, Baba Vanga. În prezicere, Sfânta Matrona indică un fel de catastrofă globală care va cădea pe planetă.
Experții încearcă să descifreze prezicerea fericitei de mai multe decenii. Conform unei versiuni, sună astfel: la sfârșitul zilei toți oamenii vor cădea la pământ, iar la răsărit vor răsări, iar lumea va fi diferită, iar mari tristețe așteaptă oamenii pe care nu le-au trăit încă. Conform unei alte versiuni, fără război toată lumea va muri, vor fi multe victime, toți morții se vor întinde pe pământ, seara toată lumea va fi pe pământ și dimineața se vor ridica și totul va intra în pământ. Sfânta Matrona a crezut că cauza sfârșitului lumii se va datora comportamentului oamenilor care s-au îndepărtat de Dumnezeu și au fost înghițiți în imoralitate. Biserica Ortodoxă Rusă a adresat un apel către mireni să nu ia în serios sfârșitul lumii prezis de Matrona din Moscova. Ministrul bisericii, ieromonahul Makari Markiș, care este gazda proiectului de internet Întrebări către Tatăl din rețeaua Elița, a spus: toți credincioșii nu ar trebui să ia în seama asemenea prostii care, din păcate, sunt inerente persoanei umane. O serie de mijloace de informare în masă online au difuzat informații ca presupuse că le-au lansat teoreticienii conspirației, cum că apocalipsa va veni foarte curând. E suficient să introduceți toate datele sfârșitului lumii într-un motor de căutare și veți obține o listă imensă de interogări. Cu toate acestea, referințele la predicții și versiuni ale teoreticienilor conspirației în acest caz păreau atât de deliberate, încât putem încerca să ajungem la adevăr. Lucru care pare destul de interesant. Pe acest exemplu e posibil să aflăm cum uneori există un astfel de sfârșit al lumii. Deci, potrivit unei serii de declarații care au apărut pe internet, Sfânta Matrona ar fi spus că la sfârșitul lumii toți oamenii vor cădea pe pământ, iar la răsăritul soarelui se vor ridica, iar lumea se va schimba. Și oamenii așteaptă mari întristări pe care nu le-au trăit încă. Dacă veți căuta în rețea sursa originală a acestui citat, puteți da peste o discuție pe unul dintre forumuri în 2012, unde a fost discuția despre profeție care a fost lansată pe 7 ianuarie 2012. Între timp, discuția a fost reluată în ziua de Crăciun la începutul anului 2012 și deja acolo acest citat sună puțin diferit. Fără război, toată lumea va muri, vor fi multe victime, toți morții se vor întinde pe pământ. Seara, toată lumea va fi pe pământ și dimineața se vor ridica și totul va intra în pământ. Și ea ar fi spus că va fi în 2017. În același timp, în același film despre Sfânta Matrona, următorul lucru este spus literalmente la 10 secunde după citatul rostit. Nici o persoană nu poate cunoaște și indica momentul venirii Mântuitorului. Evanghelia spune direct. Și nici o persoană care rămâne în limitele credinței bisericești nu va întreprinde vreodată așa ceva. Prin urmare, dacă avem vreun text care ne-a ajuns, unde indicarea unui an anume ar fi atribuită fericitei Matrona, atunci aceasta nu este altceva decât o greșeală, în unele cazuri și în alte cazuri falsificare, spune protopopul Maxim Kozlov, rectorul bisericii din Casa Sfintei Mucenițe Tatiana de la Universitatea de Stat din Moscova. Deci, de unde a venit acest citat care este atribuit Sfintei Matrona? Citatul corect se află deja în cartea Legenda Vieții Fericitei Starețe, Maica Matrona, care a fost publicată în 1993 și sună așa: nu va fi război, fără război toată lumea va muri, vor fi multe victime, toți morții de pe pământ vor minți. Și vă voi spune, seara totul va fi pe pământ, iar dimineața te vei ridica și totul va merge în pământ. Războiul continuă fără război. Aceste cuvinte din carte sunt pronunțate de Ana Filipovna Vibornova, care a fost șeful bisericii Sebenskaya în timpul vieții fericitei Matrona. Nu este consemnat niciunde că aceste cuvinte fac referire la o prezicere. În multe alte surse care vorbesc despre această prezicere a Matronei, dintr-un anumit motiv lipsește sintagma războiul continuă fără război. Datorită acestor modificări minore, încrederea în presupusele preziceri a început să încolțească rapid, precum că în 2017 va veni sfârșitul lumii. Mai mult va avea loc pe 19 august. Un citat ușor modificat, acela din 2012, se găsește periodic în motoarele de căutare și e lansat ca o altă poveste de groază despre viitorul sfârșit al lumii. Anul acesta, de exemplu, a existat mai multe rapoarte, conform cărora Sfânta Matrona a prezis sfârșitul lumii. Și apoi și-au amintit și un citat despre faptul că la sfârșitul zilei toți oamenii vor cădea pe pământ, iar la răsărit vor răsări, iar lumea va fi diferită. Cu toate acestea, după cum putem vedea, nu s-a întâmplat nimic în anul 2017. Putem fi oare liniștiți și putem crede totuși că sfârșitul lumii nu este chiar aproape?
Sfânta cuvioasă Matrona cea oarbă s-a născut în familia unor țărani sărași din satul Sebino, gubernia Tula. Născută în anul 1881 într-o familie de țărani sărași cu 4 copii, semnele alegerii ei de către domnul s-au arătat încă înainte de naștere, din cauza sărăciei în care trăiau. Mama Matronei se gândea să o abandoneze în orfelinatul contelui Golitin. Un vis prevestitor i-a zădărnicit acest plan. Viitorul ei copil i s-a arătat în somn sub forma unei păsări albe cu chip omenesc, având ochi închiși. La naștere, apropiații au constatat că fetița era oarbă. Când a venit vremea botezului, i-au pus numele Matrona în cinstea cuvioasei Matrona a Constantinopolului, care a trăit în secolul al V-lea și care este pomenită pe data de 9-22 noiembrie. La botez s-a întâmplat prima minune. Când preotul a cufundat-o în cristelniță, cei prezenți au văzut cum deasupra ei se înalță un stâlp de fum bine înmiresmat. Copilul s-a născut însemnat. Pe pieptul fetiței era o mică umflătură în formă de cruce, o cruciuliță în relief nefăcută de nimeni. Încă din copilărie, în timpul nopții, când părinții dormeau, ea se furișa la colțul sfânt și, într-un mod de neînțeles, lua de pe raft icoanele, le așeza pe masă și, în liniștea nopții, se juca cu ele. Foarte de timpuriu, domnul a înzestrat-o cu darul clar viziunii al facerii de minuni, al vindecării bolnavilor, al discernământului. La vârsta de 14 ani ajunge însoțită de o prietenă în catedrala Sfântul Andrei, unde slujea Sfântul Ioan de Kronstadt. După încheierea slujbei, Sfântul a rugat lumea adunată să-i facă loc matronei, adresându-i acesteia chemarea: Matronușca, vino, vino la mine, iată vine schimbul meu al 8-lea stâlp al Rusiei. Sfânta Matrona a prevăzut venirea Revoluției Bolșevice. Vor jefui, vor distruge bisericile și vor prigoni pe mulți. Și intrarea Rusiei în cel de-al doilea război mondial. În 1925 se mută la Moscova. Datorită lucrării ei duhovnicești pe care o va face aici timp de 30 de ani, comuniștii vor căuta să o aresteze, fără succes însă. Se mai povestește că, întrucât prevedea cu duhul neplăcerile, Matrona părăsea anumite case în grabă întotdeauna în ajunul venirii la ea a miliției, deoarece locuia fără viză. Erau timpuri grele și oamenilor le era frică să o treacă în cartea de imobil. Astfel, ea s-a salvat de la represiuni, nu numai pe sine, ci și pe gazdele care o adăposteau. Odată a venit un militar să o aresteze pe Matrona, dar ea i-a spus: du-te, du-te mai repede acasă, ai o nenorocire, iar oarba nu va pleca nicăieri de aici, eu stau în pat, nu plec nicăieri. El a ascultat-o, a plecat acasă, soția lui se arsese la lampa de gaz, a reușit să o ducă la spital. A doua zi, când s-a dus la serviciu, a fost întrebat: ei, ai arestat-o pe oarbă? Pe oarbă nu o voi aresta niciodată, a răspuns el. În anul 1925, pe când avea 40 de ani, Sfânta Maică a venit să locuiască în Moscova, petrecând în răst timpuri scurte în case ale creștinilor, unde venea mulțime mare de popor pentru a primi mângâiere și izbăvire de mâhniri și necazuri. Iar dânsa îi liniștea, îi mângâia pe cap, îi însemna cu Sfânta Cruce și le spunea cuvinte de încurajare. Uneori glumea, alteori era aspră. Câteodată spunea numai un cuvânt și sufletul se tămăduia de tulburare și tristețe. Nu cu multă vreme, înaintea adormirii sare, le spunea celor apropiați: toți, toți să veniți la mine și să-mi povestiți necazurile voastre, de parcă aș fi vie, căci eu vă voi vedea, vă voi auzi și vă voi ajuta. Și agățați-vă cu toți de călcâiul meu și vă veți mântui, nu vă desprindeți de mine, țineți-vă cât mai strâns. Sfânta Matrona era și o foarte bună sfătuitoare. Vindecând bolnavii, Maica le cerea credință în Dumnezeu și îndreptarea de la păcat a vieții. Astfel, pe o femeie care venise la ea, întreba-o dacă într-adevăr crede că Dumnezeu va vindeca. Altea, bolnavă de epilepsie, îi spunea să nu lipsească de la nicio liturghie și la fiecare să se spovedească și să se împărtășească cu sfintele taine ale lui Hristos. Pe cei ce duceau viața de concubinaj, îi binecuvânta să se cunune în biserică. Tuturor le cerea să poarte neapărat cruce la gât. La 2 mai 1952 se mută în lăcașurile cele de sus, iar la 8 martie 1998 se afla rămoaștele sale necuprinse de stricăciune, răspândind bună mireasmă și izvorând fără oprire minuni, care se așezară cu multe evlavie în mănăstirea acoperământul Maicii Domnului din Moscova. Peste un an, la 2 mai 1999, Sfânta Matrona, putrecută în rândul sfinților, cinstirea sa răspândindu-se apoi în lumea întreagă, pentru marea mulțime de minuni săvârșite prin mijlocirea Sfintei noastre Maici.
Sfânta Matrona din Moscova a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în anul 2019. Rugăciune către Sfânta Matrona din Moscova. O, fericită Maică Matrona, cu sufletul în cer, în fața tronului lui Dumnezeu stând, iar cu trupul pe pământ odihnind și cu binefacere de sus înzestrată, multe minuni săvârșind, coboară ochii tăi milostiv spre noi păcătoși, cei ce în scârbe, dureri și păcate viața ne-o petrece. Alină-ne pe noi, cei deznădăjduiți, vindecă-ne de bolile noastre cumplite, pe care pentru păcatele noastre de la Dumnezeu le primim. Izbăvește-ne de mulțimea necazurilor și a primejdilor. Roagă-L pe Domnul nostru Iisus să ne ierte toate păcatele și fără de legile pe care din tinerețile noastre și până acum le-am săvârșit, ca primind cu rugăciunile tale binefacere și mare milă, să slăvim pe Dumnezeu cel unul întreime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!